Elevele claselor a 12-a și a 13-a de la grupul școlar industrial Dej au aflat astăzi mai multe despre cancerul de sân în cadrul proiectului Educație pentru Sănătatea Femeii. Am inițiat acest proiect ca să atragem atenția fetelor din clasele a 12-a și a 13-a de ce riscuri pot apărea și ce urmări pot avea asupra organismului lor. Cancerul de sân este una dintre bolile cu o frecvență foarte mare în ultimii ani. Este important ca fiecare femeie să-și facă un control cel puțin o dată pe an. Ceea ce ar trebui să facă, să-și autoexamineze sânii, iar la cea mai mică modificare, și când spun modificare, asta înseamnă o modificare de formă, de aspect la nivelul pielii, secreții care nu sunt normale, durere, inflamație, să se adreseze medicului. Toate participantele la proiectul Educație pentru Sănătatea Femeii au purtat în piept fundița roz, simbolul luptei împotriva cancerului la sân.